Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la știri retrospective. După o pauză suficient de mare, fracțiunile pro-europene au demarat în această săptămână consultări privind formarea unei majorități parlamentare și investirea unui nou guvern. Marți la negocieri au participat reprezentanții PLDM, PDPL și grupul neafiliat Leancă, iar la finalizarea discuțiilor, aceștia păreau destul de optimiști. Republica Moldova are nevoie de un argument foarte astăzi, de un nou start, un nou început, în așa mod că viitorul prim-ministru chiar din start să fie o nouă speranță pentru cetățenii Republicii Moldova și să nu se asocieze cu niciunul din partidele care au fost la guvernare până în prezent. Candidatura viitorului prim-ministru care să nu aibă afiliere de partid nu neapărat trebuie să vină de la PLDM. Noi ne vom expune opinia și vom înainta unele candidaturi, vom aștepta ca aceste candidaturi să fie înaintate sau alți candidați să fie înaintați și de către ceilalți colegi care vor participa la consultări. Principalul este că carul sau căruța să porne din loc. Și îmi doresc ca ziua din 1 decembrie, pentru că este o zi frumoasă în istoria noastră, să fie o zi de bun augur, o zi pentru început de formarea guvernului, majorități parlamentare, asumarea reformelor și îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor. Un premier politic nu va reuși să lucreze într-o manieră mult mai eficientă, să aibă sprijinul permanent politic, să se axeze nu doar pe actul guvernului, ci pe actul guvernării pe ansamblu, ceea ce înseamnă reforma instituțiilor regulatorii, ceea ce înseamnă reforma justiției. Nu poți să iai un tehnocrat, să-l pui acolo în fruntea guvernului și el să se ocupe doar de anumite lucruri, iar ceilalți politicieni să se ocupe de justiție sau de reforma instituțiilor de reglementare și așa mai departe. Așa ceva nu există. Și ne-au spus-o și partenerii europeni. Noi am propus ca dialogul pe fond să se producă fără condiții, fără precondiții, exact așa cum au fost și sugestiile unor colegi de-ai noștri din familiile politicii europene. Și doi la mână, în acest context, am transmis un mesaj colegilor de la Partidul Liberal Democrat, că începând cu ziua de mâine, să ne așezăm la discuții la nivelul tuturor partidelor pro-europene. Mă refer aici PDM, PL, PD, și grupul de deputați neafiliați. Fiindcă noi considerăm că doar într-un asemenea format, un format cu participarea tuturor actorilor politici responsabili, putem purta discuții serioase, consistente, că nu doresc colegii să rămânească negocieri, nu am pretenții, poftim, mai puțin contează calificativul, mai puțin contează în cadrul la ce ne vom întâlni, important este să ne întâlnim și să pornim discuții serioase pentru formarea unei majorități parlamentare și pentru investirea unui guvern. O nouă rundă de discuții a continuat miercuri, însă fără participarea Partidului Popular European. Deși consultările au durat mai multe ore, acestea au suferit un eșec din cauza că fracțiunile așa și nu au ajuns la o înțelegere în ceea ce privește numirea unui prim-ministru neafiliat politic, iar liderii fracțiunilor au evitat să facă declarații presei. Cei 15 experți europeni chemați să evalueze activitatea unor instituții de stat importante și-au început luni misiunea la Chișinău. Unul dintre experți este procurorul șef al DNA-ului român, Laura Codruța Covesi, care alături de colegii ei din programul TAEX urmează să se pronunțe cât de bine funcționează Comisia Națională de Integritate și Centrul Național Anticorupție. Misiunea își va încheia exercițiul către luna martie din 2016. Demisii și demiteri au marcat săptămâna curentă. În primul rând, procurorul municipiului Chișinău, Ion Diacov, a anunțat că pleacă din sistem, deoarece nu mai rezistă hărțuielilor și presiunilor pe care le exercită asupra lui procurorul general. Diacov a restituit chiar și distincțiile obținute pe parcursul celor peste 30 de ani de carieră. Asta în semn de protest, a spus el.
Ion Diacov a declarat că nu mai poate admite imixtiunea Procuraturii Generale pe dosarele care erau sau trebuiau să fie instrumentate de Procuratura Municipiului Chișinău. Acesta face referință îndeoseb la dosarele intentate pe numele unor interlopi care se ocupă de traficul cu droguri, aceștia fiind protejați chiar de colaboratorii Ministerului de Interne și ISIS. De asemenea, procurorul a subliniat că Corneliu Gurin a făcut asupra lui nenumărate presiuni. Dorind să-mi închidă gura, ignorând dreptul constituțional al societății la informare, procurorul general, în scop de a mă intimida și persecuta, a inițiat în privința mea un șir de anchete de serviciu, exercitând în acest mod asupra mea o hărțuială insuportabilă. Luând în considerat cele expuse, în semn de protest față de acțiunile abuzive a procurorului general Corneliu Gurin, în conformitate cu prevederile articolului 67 din legea cu privire la procuratură, îmi cer demisia din organele Procuraturii Republicii Moldova. Diacov susține că în perioada ultimilor ani l-a informat pe procurorul general despre comiterea unor acte de corupție și abuzuri în serviciu de către mai mulți procurori și judecători, solicitând atragerea acestora la răspundere, însă Corneliu Gurin i-a ignorat solicitările. La fel ar fi procedat și cei de la conducerea statului. Procurorul municipiului Chișinău a vorbit și despre dosarul penal pornit pe numele fostului președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Grigore Gachkevici. În 2012 eu am solicitat dosarul cu Gachkevici de la Banca de Economii. Eu am vrut să-l arestez. Mi s-a luat dosarul, nu mi s-a dat voie și rezultatele le cunoaștem. Dacă era, dar eu sunt crezut 100%, desigur că mai nu pot dovedi, că mi s-a luat și tot. Dacă l-arestam noi pe Gachkevici atunci în 2012, nu știu, poate ăștia care cu mâna pe butoane poate mai făceau, ei și făceau, dar tablou era să fie deconspirat atunci. Ion Diacov își anunță demisia cu 3 zile până la expirarea termenului constituțional pentru funcția deținută. El a declarat că refuză să asigure interimatul. Totuși, plecarea lui Diacov nu presupune și demisia acestuia din procuratură. Reamintim că pe 27 noiembrie procurorii au constatat încetarea de drept la începutul lunii decembrie a mandatelor constituționale ale procurorului municipiului Chișinău Ion Diacov și a procurorului raionului Strășeni Alexandru Rața. Și conducătorul companiei Gaz Natural Fenosa, Silvia Radu, a demisionat din propria inițiativă. În schimb, directorii ANRE au fost ca și cum demiși. Asta deoarece joi, după ce au fost audiați viceministrul economiei Valeriu Triboi și directorul general al ANRE, Sergiu Ciobanu, Parlamentul a votat anularea hotărârii din 2013, prin care au fost desemnați în funcție directorii agenției. Acțiunea a avut loc ca răspuns la insistențele socialiștilor și a obținut susținerea a 50 de deputați. Totuși, situația nu este tocmai clară, mai ales că speakerul Andrean Candu a declarat că tot ceea ce înseamnă ANRE trebuie să treacă printr-o revizuire completă. Tot ceea ce înseamnă activitatea regulatorului, a Agenției Naționale de Reglementare Energetică și a pieței în general de energetică trebuie să treacă printr-o revizuire completă și printr-o reformare. Și probabil directorii actuali merită și să plece. Dar astăzi în plenul Parlamentului nu a fost votată demisia lor, așa cum poate ar fi trebuit să fie, sau numită juridic revocare, dar a fost anulată numirea lor. O numire care a avut loc în anul 2013. Anularea acelei numiri din 2013 o consider eu personal, este părerea mea, este un act juridic ilegal și efectele ar putea să fie foarte complicate, deoarece odată cu anularea numirii lor în anul 2013 se presupune că toate actele luate de ei, toate deciziile luate de acești oameni, de acești 4 directori, ar trebui să fie anulate. Reamintim că pe 20 noiembrie legislativul a abrogat amendamentul Furdui, iar în consecință ANRE trebuie să revadă într-o scădere de cel puțin 5% tarifele pentru gazele naturale. Ex-directorul ANRE, Victor Parlicov, a declarat pentru NBC că acum acest lucru se face imposibil. Care este revizuirea de tarife? În general, înainte de parte de reglementare. Dar cine va lua decizii, în general, foarte elementare, de genul la sfârșitul lunii, de plătit salarii la oameni?
Cine asemnează salariile astea? Cu ce vinoveți oamenii care lucrează acolo, că niște politicieni care ei au depreciat leu, ei au patronat furtul miliardului din sistem bancar, ei au aprobat amendamentul lui Furdui și tot ei l-au păstrat în vigoare cât au putut, nu l-au contestat nimeni și acum ei, toți ei care au creat toate problemele, ei au exercitat presiunea asupra Andrei și acum toți ei zic ce că băi Andrei ăsta și trebuie din niște toți. Comunitatea energetică europeană avertizează Chișinăul că demiterea conducerei ANRE va duce la discreditarea instituției care are menirea de a stabili tarifele la curentul electric și gazele naturale. Parlamentul de la Chișinău a demis pentru a doua oară conducerea ANRE pe motive politice, de aceea va fi pusă în discuție reformarea sectorului energetic moldovenesc și respectarea angajamentelor comunității energetice, se spune într-un comunicat al instituției. Cu aproximativ o oră în urmă și Curtea Constituțională a Republicii Moldova a remis un comunicat în care se precizează că Înalta Curte a dispus încetarea temporară a efectelor hotărârii Parlamentului prin care au fost demiși cei patru directori ai ANRE. Astfel, hotărârea de ieri a Parlamentului se suspendă până la o decizie finală a Curții Constituționale, care va fi luată cel mai probabil pe 8 decembrie. Să urmărim acum și alte știri importante. Deputații au audiat în cadrul unei ședințe speciale rapoartele mai multor instituții privind fraudele comise în sistemul bancar moldovenesc. Curios este că inițial s-a decis ca audierile procurorului general, al guvernatorului BNM, directorilor SIS și CNA, dar și a ministrului în exercițiu al finanțelor să fie făcute cu ușile închise. Însă după ce procurorul general Corneliu Gurin a prezentat informații, ședința a devenit una publică. La fel de straniu este că nicio formațiune politică din legislativ nu a mai cerut demiterea conducătorilor acelor instituții care au admis devalizarea băncilor. Și chiar dacă până acum au fost organizate mai multe audieri și comisii speciale care să elucideze cum a fost posibil jaful secolului și încotro duc firele, nici până astăzi instituțiile de drept sau regulatorul pieței nu pot spune cu exactitate ce parte din suma furată poate fi reîntoarsă în țară. Unicul indiciu oferit miercuri de guvernatorul demisionar se referă la recuperarea 1,5 miliarde de lei din vânzarea activelor celor trei bănci. Prin urmare, tot mai mult se pun speranțe că cea de-a doua parte a investigației Kroll va aduce mai multă claritate. Începând cu 2009, BNM a efectuat controle complexe la băncile problematice, iar la Banca de Economii, chiar de două ori pe an, a precizat Dorin Drăguțanu. În acest fel a fost stabilită o creștere esențială, mai ales în 2013, a creditelor neperformante. În prezent, suma potențialelor fraude bancare se ridică la 13,5 miliarde de lei. La întrebarea deputaților de ce Banca Națională nu a luat decizia de a retrage licențele celor trei bănci, Dorin Drăguțanu a răspuns că unica modalitate de a opri furtul era instituirea administrării speciale și injectarea creditelor de urgență. La un moment dat, în 2013, era o întrebare ce se poate de făcut. Întotdeauna era ce putem face, ce putem face. Și sunt persoane multe în sală care au asistat la aceste discuții. Eu am spus, unicul lucru ce poate opri furtul fără a dinamita întregul sistem bancar este administrarea specială. Unicul lucru. Dar dacă noi am fi intrat în administrarea specială fără posibilitatea legală de a acorda credite de urgență, noi am fi avut un faliment total al întregului sistem dezordonat. Ministrul în exercițiu al finanțelor, Anatol Arapu, a declarat că la 16 octombrie curent, garanțiile de stat pentru acoperirea creditelor de urgență oferite celor trei instituții devalizate au constituit 14 miliarde 840 milioane de lei. Referitor la situația băncii de economii ca instituție controlată de stat și nu numai băncii de economii, noi am fost ca țară notificați începând cu 2005 în toate rapoartele Fondului Monetar despre riscurile existente în sistemul bancar din Republica Moldova și mai ales la Banca de Economii. Mă bucur foarte mult că Centrul de Combatere a Crimei Economice a constatat
acest fapt că 2 miliarde 500 de milioane sunt posibil implicate și alte bănci în Republica Moldova în această schemă de lapidare. Nimeni dintre oficialii audiați în plenul Parlamentului nu a putut da un răspuns univoc ce parte din suma sustrasă fraudulos din bănci ar putea fi reîntoarsă. Doar guvernatorul demisionar a precizat că la moment pot fi recuperate în jur de 1,5 miliarde de lei. Suma poate fi obținută dacă vor fi vândute activele băncilor, care se află acum în proces de lichidare. În același timp, ministrul în exercițiu al finanțelor a declarat că pe 20 noiembrie, Unibank și Banca Socială au rambursat 60 și respectiv 140 de milioane de lei din creditele de urgență. Trebuie să fac mențiunea că administratorii băncilor încă nu au finisat acest proces de evaluare totală a tuturor creditelor. Acest proces încă continuă, fiindcă avem credite în privința cărora încă nu am ajuns la termenul de returnare a acestora, iar administratorii băncilor înaintează aceste acțiuni în funcție de situație concretă pe fiecare credit. Viorel Chetraru s-a arătat nemulțumit că dosarele pe cazul băncii de economii se tărăgânează. Potrivit lui CNA, a pornit 44 de dosare penale. Dintre acestea, 20 au fost deja expediate în judecată. Primul dosar a fost expediat pe data de 28 iunie 2012, iar ultimul pe 30 iunie 2014. În total sunt investigate 54 de credite. Suma totală este de 2,7 miliarde de lei. 34 milioane de dolari și 45 milioane de euro. Zilele acestea, procurorii anticorupție l-au reținut pe fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Grigore Gachkevici, iar astăzi judecătoria Buiucani a emis pe numele acestuia mandat de arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta este reținut într-un dosar privind încălcarea normelor de creditare la Banca de Economii. Directorul CNA, Bogdan Zumbreanu, a precizat că suma creditelor examinate în dosarul respectiv se ridică la peste 260 milioane de lei. Dacă Gachkevici va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 7 ani. Două dintre inițiativele care se conțin în pachetul agricol au obținut susținerea deputaților. Astfel, în lectură finală au fost votate proiectele de modificare a legii produselor petroliere și a celei privind introducerea normelor de reglementare care să combată întârzierea plăților în tranzacțiile comerciale cu produsele agroalimentare. Noile prevederi legislative permit agricultorilor să importe motorină pentru consumul propriu, fără a obține licență de la ANRE. Acestora însă le este interzis să comercializeze produsele respective pe piața internă. În același timp, prețul la produsele petroliere va fi stabilit în funcție de costurile primare ale tranzacțiilor de import. Proiectul de lege are drept scop modificarea conceptuală a mecanismului de formare a prețului la produse petroliere principale și la gazele lichefiate, precum și acordarea dreptului agenților producătorilor agricoli de a importa motorină exclusiv pentru consum propriu. De menționat că proiectul de lege prezentat pentru adoptare a fost comasat cu proiectul de lege pentru modificare și completare legii 461 prin piața produselor petroliere, numărul 215, din 21 mai 2015, acesta din urmă fiind proiect de alternativă. Potrivit celui de-al doilea proiect votat de legislativ, întârzierile la achitarea plăților pentru tranzacțiile comerciale a produselor alimentare vor fi sancționate. Documentul prevede că termenul de plată pentru produsele agroalimentare ușor perisabile nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice din momentul livrării produselor de către furnizori. Din această categorie fac parte carnea, laptele, ouăle, fructele, legumele și ciupercile proaspete. În această săptămână, Parlamentul a mai format o nouă comisie de anchetă, de data aceasta pentru verificarea planului de investiții la aeroportul internațional Chișinău. Propunerea a fost făcută de către un grup de deputați PLDM și a fost susținută de majoritatea parlamentarilor. Cu toate acestea, deputatul comunist Anatolie Zagorodnyi a dat de înțeles că ar fi vorba de o reglare de conturi dintre PLDM și proprietarul Avia Invest, Ilan Șor. Inițiativa de a constitui o comisie de anchetă care va cerceta felul în care investitorii își realizează angajamentele de modernizare a aeroportului internațional Chișinău dat în concesiune companiei Avia Invest a venit din partea deputatului PLDM Tudor Deliu. Din cele trei obiective de
investigație au fost realizate doar una, parcarea, celelalte două fiind în lucru. Este vorba despre pista și mărirea terminalului, deși contractul prevedea că ele trebuiau deja să fie date în exploatare. Contractul de concesiune a aeroportului conține mai multe puncte care fac vulnerabilă poziția guvernului față de concesionar. Astfel, potrivit proiectului, Comisia va avea 9 membri, mai precis câte 2 reprezentanți de la PCRM, PSRM, PLDM, PD și unul de la PL. Critici dure asupra ideii au venit de la comuniști. În contextul celor menționate, nu vedeți dumneavoastră că prin această comisie care intenționați să o creăm, ca să aibă ceea ce vă doriți dumneavoastră, ca să vină în urma unor răspunsuri la acțiunile unor persoane care v-a afectat fracțiunea dumneavoastră și întreg partidul dumneavoastră, fiindcă în asemenea cazuri noi, Parlamentul, n-ar trebui să participăm la asemenea reglări de conturi între. Eu cred că este absolut greșită poziția dumneavoastră, domnul Zagorodnei, și a să încerc să justific. Eu cred că noi, deputații din Parlament, nu trebuie să mergem pe interesele personale, ci pe interesele țării. Da, e târziu, de acord. Deja s-a întâmplat. Inclusiv și ceea ce se numește jaful statului, prin Banca de Economie și în cazul dat. Dar noi considerăm că această comisie trebuie să fie creată. Delegăm din partea noastră, dacă va fi adoptată această hotărâre, o numire și persoanele care vor fi delegate. Principalitatea care este expusă din partea colegilor noștri, din partea fracțiunii Partidului Comuniștilor, trebuie să fie demonstrată în cadrul activității deci acestei comisii. Eu aș vrea să vă aduc aminte că ieri întrebarea referitor la acest contract a fost pusă în mod direct domnului Chetraru. Și dânsul, în cazul dat destul de sincer, a declarat că, în opinia dumnealui, acest contract a fost încheiat cu în detrimentul intereselor statului. Comisia urmează să activeze în următoarea componență. De la PSRM a fost înaintat Vasile Bolea și Oleg Lipski, vicepreședinte. De la PD, Sergiu Sârbu și Vlad Andronache. PCRM-ul nu a înaintat deocamdată, dar vor avea 2 membri. PLDM-ul l-a înaintat pe Iurie Ța, președinte, și Angela Gachi, iar PL, Ioan Casian, secretar. Reamintim că pe perioada mandatului de premier, Valeriu Străleț a dispus examinarea posibilității de a anula contractul de concesiune, iar o comisie guvernamentală a ajuns la concluzia că nu sunt premise pentru rezilierea acordului. Deprecierea leului moldovenesc, despre care avertizau de un an finanțiștii, începe să se producă. Deși nu ar trebui să vină cu astfel de comentarii pentru a nu produce panică și speculații, Banca Națională a Moldovei avertizează că moneda euro se va scumpi semnificativ față de leu, atât că din cauza evoluțiilor pe piețele internaționale. Cei de la BNM dau vina pe deciziile luate ieri de Banca Centrală Europeană cu privire la politica monetară. Ca urmare, deja astăzi pe piețele internaționale, euro s-a apreciat cu tocmai 3,5% față de dolar. Decizia Băncii Centrale Europene s-a resimțit imediat la casele de schimb valutar din Moldova, care vând deja un euro cu peste 22 de lei. Acest lucru se întâmplă după ce exact o lună de zile moneda unică europeană a fost comercializată la cursuri puțin peste 21 de lei. Это просто изменение курса евро, к доллару. Este doar o fluctuație a cursului de schimb a monedei europene față de dolar. Deja trebuie să ne obișnuim cu faptul că euro este prea instabil. Trebuie să înțelegem că pentru europeni problema monedei unice este una de doi bani, iar pentru noi problema deprecierii leului contează mai mult. Nu va fi o mare tragedie faptul că euro își schimbă cursul față de dolar. Mai mare problema pentru noi este devalorizarea continuă a valutei naționale. Și din păcate nu există premise că situația s-ar putea îmbunătăți. Doamnelor și domnilor, așa arată sinteza săptămânii. Din păcate, emisiunea de astăzi nu conține și partea a doua, însă vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare la aceeași oră și sper să ne revedem cu știri relevante alături de un interlocutor interesant.
Urmăriți-ne și pe pagina oficială nbc.md. Vă doresc weekend frumos și o seară liniștită!